Din vremuri străbune uitate, avem un sfânt legământ cu multă iubire și dragoste în toate, în doi să trăim pe pământ. Acest fericit eveniment, primul cel mai fericit eveniment din viața voastră, pentru că va urma cu siguranță atunci când veți avea copilași, nu ar fi putut avea loc fără sprijinul necondiționat, nemijlocit și gratuit al distinșilor dumneavoastră părinți. Numele Consiliului Local, din care și tu, distinse Mire, faci parte, îți transmit sentimentele lor de prețuire și fericire. De asemenea, sunt onorat că eu sunt cel care astăzi oficiez căsătoria voastră și totodată eu țin să vă felicit pentru statornicia de care ați dat dovadă, pentru că, iacătă, după lungă prietenie, ați hotărât ca astăzi să vă uniți destinele pentru totdeauna. De asemenea, a fi părtaș la un asemenea eveniment fericit este un lucru care place și bunului Dumnezeu, este mai mult decât atât, ceea ce distinși voștri nași au făcut astăzi prin aceea, ca de astăzi să vă fie prieteni sfătuitori cu un pic mai multă experiență decât a voastră. Vă urez ca viața voastră să, corabia vieții voastre să navigheze numai pe ape liniștite și tot restul vieții voastre să fiți înconjurați, cel puțin înmiit de atâta bucurie, fericire cu care sunteți însoțiți astăzi de către cei dragi vouă. Cu dragoste să vă ascultați unul pe celălalt. Cu dragoste să faceți tot ceea ce faceți în viața voastră, pentru că numai așa va fi trainic. Cu dragoste să vă creșteți copiii. Cu dragoste să respectați pe toți cei din preajma voastră, pentru că numai așa veți fi fericiți. Fie ca bunul Dumnezeu să vă țină împreună cel puțin vreo 90 de ani de aici înainte și la sărbătorirea 100 de ani de la căsătoria voastră să mă invitați și pe mine. Domnișoară Popa Carmen Ioana, de bună voie și nesilită de nimeni, ia în căsătorie pe domnul Ștef Alexandru? Da! Bravo! Domnule Ștef Alexandru, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnișoara Popa Carmen Ioana? Da. Consider că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei. Acestea fiind spuse, vă declar căsătoriți. Departe aș vrea să fiu de aici, spre alte zărsenine și într-o duminică de mai să mă cunun cu tine. Aș vrea un sat să ne așezăm pe deal, să avem o casă, să fiu cel mai cuminte în sat și tu cea mai frumoasă. Bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși, frumoși și să vă iubiți mult!